Fac acest video cu riscul de a fi înjurat de foarte mulți stâmplari și producători de mobilă. fi atent la asta aici. Bun. Nu cu mult timp în urmă am făcut un clip în care atrăgeam atenția pe subiectul fibra lemnului și importanța păstrării continuității acesteia. Puneam eu atunci că lucrări de genul acestora în care totul pare în armonie, în care fibra este continuă dintr-un capăt și până în celălalt, ar trebui să primeze în detrimentul acestora în care pare un mic haos în care pare că plăcile au fost efectiv aruncate în fața noastră a privitorilor fără niciun sens. După ce am tras acest semnal de alarmă în care spuneam că această continuitate a fibrei este ce are lemnul mai frumos de oferit am primit zeci de mesaje în care mi se spunea faptul că, vezi doamne, dacă păstrez continuitatea fibrei, o să intre mult mai mult material și o să crească prețul simțitor, astfel clientul nu o să înțeleagă și putem să pierdem lucrările. Acum, astăzi, foarte pe scurt o să-ți demonstrez că scuzele de acești gen primite în mesaje sunt eronate, false, lipsite de fundament. În niciun caz nu să adevărate. Să-i dăm drumul. Bun... Se dă una bucată bucătărie cu trei corpuri la partea superioară și trei corpuri la partea de inferioare, toată cu lungimea carcaselor de gabarit de 900 de milimetri. Da, până aici totul foarte clar. Am adus în scenă și toate dimensiunile viitoarelor noastre fronturi, cu mențiunea că atât la partea superioară, corpul din stânga și din dreapta, cât și la partea inferioară, aici la cele două corpuri cu sertare, cât și cel din mijloc, vreau să mențin, să respect această continuitate a fibrei, subiectul nostru de astăzi. În micuțul meu experiment, mă voi folosi și de un soft gratuit de optimizare a plăcilor de mobilier. Acesta va fi. Cut list Optimizer. Intrăm pe primul rezultat. Și iată ne ajuns pe interfața programului. Nu avem nimic de instalat, de descărcat, deoarece suntem pe varianta web. Această soluție este mai mult decât suficientă pentru nevoile noastre. Personal am furat startul și am completat toate aceste căsuțe sau celule, cum vrei să le numim, cu lungimea fronturilor, lățimea acestora, numărul de bucăți, cantitatea și. Ei spun programului să țină cont de fibra materialului, bineînțeles. Și acum să le luăm pe rând. 477 cu 897, 4 bucăți. 1, 2, 3, 4. 897 cu 447, 2 bucăți. 150 cu 897, 3 bucăți. 300 cu 897, 4. și 604 cu 447 două fronturi, ca să fie totul clar. În partea dreapta a ecranului de aici de la meniu am apăsat butonul calculate și astfel, din câteva mișcări, programul mi-a generat o listă, o diagramă de tăiere ce cuprinde toate cele 15 fronturi necesare bucătăriei mele. Însă acestea sunt poziționate random, deci nu s-a ținut cont de continuitatea fibrei. De reținut este faptul că toate fronturile s-au încadrat în a fi tăiate dintr-o singură foaie. Am prezentat în detaliu strategia majorității producătorilor care au ca rezultat poziționarea fronturilor întâmplătoare, random, acel mod deranjant. Iar acum a sosit momentul să vă prezint varianta câștigătoare. Un pic de atenție, vă rog, nu este nimic complicat. Primele pe listă, corpurile superioare. Ne îndreptăm atenția către înălțimea de gabarit a corpurilor noastre și se observă cu șurință că aceasta este 960. Ecuația sună în felul următor. Față de această cotă de gabarit, vom introduce în tabelul nostru o dimensiune cu 10 mm mai mare, deci 970. Iar de lățime, 897, nu le vom atinge. Va rămâne aceeași ca și în primul exemplu. Am introdus în tabel două bucăți pentru că am două corpuri identice. Ușile din mijloc le voi lăsa așa pentru că nu au fibra întreruptă. Deci, 897, 447, două bucăți. Și voi trece rapid la corpurile inferioare, unde observăm că. Înălțimea de gabarit a corpului este 770 și conform a ceea ce știm vom introduce în tabel dimensiunea de 770. Pe lălțime panourile vor rămâne la 897 și voi scrie, voi introduce 3 bucăți pentru a cam 3 corpuri egale da? de 900. Deci 770 cu 897, 3 bucăți, 3 panouri. I-am dat să calculeze. Haideți să vedem și rezultatele generate. După cum se vede, toate cele șapte panouri introduse de mine în tabel, în această de-a doua variantă, să o numim așa, câștigătoare, se regăsesc aici, una sub cealaltă. Și ce să vezi, toate se încadrează, la fel ca în exemplul anterior, într-o singură foaie, dintr-un singur panou pentru a fi tăiate de unde reiese cu ușurință că în ambele modalități cantitatea necesară de material este aceeași. Punct! Bine, bine, domnule Barbu, stai un pic pentru bucătăria de față. Nu ai nevoie de panouri cu o înălțime de 970, așa cum ai introdus tu în cel de-al doilea tabel. Ție Ți îți trebuiesc fronturi cu o înălțime de 477, două bucăți. Acum să te văd cum rezolvi această speță. Ar putea spune unii. Cu toții știm că pentru debitarea și cântuirea viitoarelor piese ce vor alcătui mobila, suntem nevoiți să întocmim niște liste. Liste de tăiere mai exact, cum se mai și numesc. În care vom introduce cotele panourilor și pe ce muchi dorim cântuirea. Bun, aceste liste se pot genera atât manual, cu creionul pe hârtie, sau digital, așa cum am ales eu, prin intermediul acestui tabel Excel. În ambele situații totul este foarte simplu și la îndemâna oricui. În exemplu de față eu folosesc tabelul celor de la Decorum, însă în ziua de astăzi aproape orice depozit ce se respectă și oferă servicii de debitare și cântuire funcționează cu astfel de tabele, pe bază de astfel de tabele. Bun, după ce ne introducem datele de contact și ne alegem materialul pe care îl vom folosi, ajungem în această secțiune unde ne interesează cel mai mult. Bun, cu numărul 1 vom introduce denumirea piesei. O să vedeți că este totul foarte intuitiv și foarte simplu așa cum am mai declarat. Mergem mai departe. De aici alegem decorul sau codul materialului. Și eu o să glisez către partea dreaptă să vedeți cât mai bine. Vom ajunge în dreptul acestei căsuțe unde scrie lungime, cum este și normal, vom introduce lungimea panoului, în cazul meu, 970, da? După care lățime 897, numărul de bucăți la fibră, doar dacă nu avem, vom introduce în acest tabel. Dacă avem, ca în cazul nostru, nu, nu completăm nimic. Ajunge și la secțiunea de cant, da? Totul simplu, față, spate, stânga, dreapta. Și pe mine mă interesează, în deosebi, ultima căsuță, și anume aceasta de la observații. Unde îi voi spune procesatorului, unde îi voi spune magazinului ce urmează să debiteze aceste plăci, că din această bucată se vor debita două panouri, 477 cu 897 cu cant 2 mm contur. Și astfel mesajul este clar, toată lumea va înțelege și eu voi obține panourile mele atât de dorite. Și așa vom proceda cu fiecare panou în parte. Le vom nota în tabel, unul câte unul, pentru ca mai apoi să fie defalcate, să fie despărțite în fronturi, după nevoia noastră, după comanda noastră. Așadar, cred că am explicat destul de bine și pe înțelesul tuturor cum se face potrivirea fibrei. Și scuzele de genul, intră mai mult material dacă potrivesc fibra. Nu stau în picioare. Și este nevoie mai degrabă de o atenție sporită, dorință și profesionalism. Și da, profesioniștii merită plătiți bine. Și asta în toate domeniile. Dragilor, este lezne de înțeles că în acest demers suntem limitați de dimensiunile materialelor din care se va face debitarea. Nu pretind că dețin adevărul absolut. Până la urmă, totul ține de gusturi, care știm. Nu se discută. Eu mi-am făcut datoria să informez de aici fiecare procedează cum vrea, cum știe, cum consideră. Eu sunt Constantin Barbu, lasă și tu un like, o inimioară, un comentariu și până data viitoare îți urez spor în toate.